Un șofer a provocat două accidente rutiere în mai puțin de 10 minute. Potrivit Nord News, bărbatul în vârstă de 50 de ani era beat și avea permisul de conducere suspendat de 3 ani. Incidentul a avut loc în orașul Bălți. Accidentele au avut loc azi dimineață în cartierul Dacia din Bălți. Șoferul era atât de beat încât nu putea să vorbească. Primul accident s-a produs la intersecția străzilor Ivan Franco și Decebal. Individul a lovit un Mercedes condus de un șofer de 33 de ani din raionul Fălești. Mă deplasam pe banda de mijloc, adică am preselectat banda de mijloc. O mașină din față a venit și m-a pălit drept în față. M-a dat înapoi și s-a dus mai departe. A fugit de la locul accidentului. După câte am înțeles din spusele șoferilor care au trecut pe aici, au mai pălit o mașină. Cătorul auto fiind în stare de ebrietate alcoolică, cu un rezultat de 1,67 mg pe litru. Potrivit poliției, bărbatul nu este la prima abatere. În 2020, acesta a rămas fără permis de conducere după ce, la fel, a fost prins la volan în stare de ebrietate. Acum șoferul riscă până la 240 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la un an.